Cea mai mare școală din Zimnicea, școala numărul 3, este implicată anul acesta în proiectul UNICEF Hai la școală, proiect care își propune să prevină și să combată abandonul școlar. Sunt implicate toate cadrele didactice ale școlii, dar nucleul constituie cei 25 de învățători și profesori diriginți care vor monitoriza zilnic elevii predispuși la abandon școlar. Noi încercăm să monitorizăm frecvența elevilor, să identificăm copiii cu risc de abandon școlar și să încercăm să prevenim această situație de abandonarea școlii pe motive financiare în special, pentru că celelalte sunt mai greu de controlat, cum ar fi cauzele familiale sau de altă natură, pentru că avem și astfel de situații. Tot prin intermediul proiectului, cei 68 de elevi de clasa 1 vor primi ghiozdane și seturi complete de rechizite. Presupune caiete, caiete speciale, acuarele, creioane colorate, penarul care cuprinde carioci, stilou cu rezerve, gumă, creion și riglă, acesta e penarul și ghiozdan. Școala numărul 3 din Zimnicea a fost aleasă să participe la proiect datorită experienței acumulate în ultimii ani în privința derulării unor astfel de inițiative, dar și pentru că un procent destul de însemnat de elevi prezintă riscul să neglijeze sau să renunțe la școală. Școala noastră a mai derulat proiecte similare și are o populație școlară cu risc de abandon datorită situației financiare din zonă și mai ales a condițiilor pe care copiii le au în familie. Școala numărul 3 din Zimnicea și școala din Smârdioasa sunt singurele școli din județ implicate în proiectul UNICEF.